acinca. Să la petrică mi-am găsit o nevăstică și asta mare frumușață-l părăsi pe domn Mustață. Și asta mare frumușață, hei, îl părăsi pe domn Mustață. Ia-uzi! Păi ia-uzi cum, mai când un an mai în poartă la mulți doi ani, măi, că doar în căsuța lui eu m-am supus dorului, măi. Păi că doar în căsuța lui, hei, eu m-am supus dorului. Pentru ca piesa Aici în casă la Petrică să devină un mega hit, ea trebuie să beneficieze de un videoclip modern și sugestiv. Pentru asta, producătorul muzical Cătălin Măruță s-a deplasat împreună cu echipa sa până la Craiova. Suntem la Craiova pentru că vrem să-i facem o farsă de zile mari lui Petrică Mâțu Stoian. Nici nu știe ce îl așteaptă în fața casei lui, în fața casei lui Petrică Mâțu Stoian, doamna Mary. Vrem să ne afirmăm. Doamna Mary vrea să se afirme și în același timp domnul Mielu de la Butimanu. Asta, frate, vor să intre în muzica populară și tocmai de aceea filmează un videoclip fix în fața casei lui Petrică Mâțu Stoian la piesa... Ce facem, doamna Mary? Uitară-mi piesa? Păi uitară! Nu are titlu! N-are titlu. Aici la casa lui Petrică. Aici la casa lui Petrică. Aici la casa lui Petrică avem niște texte speciale. Aici în casa la Petrică mi-am găsit o nevăstică și asta mare frumuseață, îl părăsi pe domnul Stață. Haide la muncă că trebuie să vină Petrică și să nu ne prindă aici când aranjăm decorul. Regizorul și echipa lui tehnico-artistică au grijă să aranjeze gardul lui Petrică Mâțu Stoian, astfel încât să dea bine și pe MTV. Doamna Mary, trebuie să vă descălțăm ca să fie cât mai serioasă treaba. Spuneți că așa vreți să vă lansați, da? Hai! Hai! Îs ai buni? Ce? Așa e bine, da? Nu, nu, dacă ăștia e bun, că ia, pune-mă aici. Unde sunt? Eșe. De-abia am luat prima dată. Papucii mei. Sunt în curte la Petrică. Ne luăm din asta. Hai. Deci am dată siguranța, da? Și a călcat pe urmele domnului Petrică. Da. Poate să-l hai încoace. Și pentru că vrem să fim cât mai autentici, săruna, numai un pic, numai un pic, numai un pic. Numai un pic. Vecina ne aduce țuică. Hai cu ulcica. Lumea ne ajută. Toată Craiova e cu noi. Toată țara. Să-i facem farsa lui Petrică Mâțu Stoian. Haideți să... Oh. Altfel merge filmarea când simți mirosul adevărat de țuică. Și vin. Da, și niște vin și o țuică. Hai noroc, Petrică, la mulți ani să fie într-un ceas bun. E tare. De la cus crimei. Acinca. În toiul filmărilor își face apariția sărbătoritul Petrică Mâțu Stoian. Cu o falcă în cer și una în pământ, gazda, fără voie, a încercat să împrăștie tot staful, cât ai zice, casa lui Petrică. Ia uite cine vine! Ia uite cine vine! Domnul Petrică, cu amabilitatea dumneavoastră, vrem și noi să ne consacrăm, vrem și noi. Ce regizor? Ce regizor? Ce regizor? Domnul Petrică! Domnul Petrică! Nu vrei să ne ajutați și pe noi? Domnul Petrică! Domnul Petrică! Domnul Petrică! Domnul Petrică! Stefanii dumneavoastră! Suntem farii dumneavoastră! Pleacă de aici! Aolo! Uitați, am și CD-uri! Unde m-ai adus? Am și CD-urile de la dumneavoastră! Ce poze? De unde ești? Domnul Mâțu! Haide, de aici să cântăm! Domnul Mâțu! Ce mai uitați, am CD-uri, am toate CD-urile dumneavoastră și poze de la spectacol. Suntem și noi fanii dumneavoastră. Ia uitați, noi am venit fanii. Se filmează să se vadă reacția domnului.
Nu se poate așa. Nu se poate, domnul Muțu. Aveți avocat? Hai, 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 până vine, până vine, hai să, hai. Am dat bani, am dat bani, domnul Petrică. Ascultați-mă ce vă spun. Nu vreți să ne ajutați? Aici este o stradă de oameni civilizați, de oameni care sunt profesori, sunt avocați. Pe strada asta nu facem noi facem, nu fac, dar nu este circ. Noi de unde ești? Ce cânti tu? Muzică populară, vezi? Cântă, hai. Cântă numele stăte și asta live. Păi nu lasă cântați live? Tot timpul? Tot timpul cântați live? Dar noi vrem să ne ajutați-ne și noi. Pe stradă nu trebuie să facă casă. Da unde? Casa sunt după gard. Ești după gard, eu cum intru? Haide. Intrați pe noi, domnule, domn Petrică. Domn Petrică. Hai. Domn Petrică. Un câi, un câi, o țuicuță. Unde vrei? Pleacă de aici. O țuicuță, domn Petrică, să vezi. Domn Petrică. Producătorul muzical Cătălin Măruță, ascuns chiar în mașina lui Mățu, punea paie pe foc. Da, mă, numai el și Enceanu să cânte. Noi n-avem dreptul tine să ne lansăm. Ia și cadre cu domnul Petrică. Ia să-l băgăm în clip. Să-l băgăm în clip. Plecați de aici. Plecăm imediat. Vă rog frumos, indiferent cine ești. Ți-am spus să pleci de aici. De unde ești tu? Ce cauți aici? Am venit să-l cântaș la domnul Dolănescu și la doamna Maria Ceban. Nu vrei să faci? Du-te la Dolănescu. Lasă-mă pe mine. Sunt cu coane la vârsta asta. Păi... Ești cât Casa Republicii te-a pus să cânt. Ce să fac, domnule? Eu asta-i... Te-am no. ești mare cântăreață da, acum. Ca să ajung și eu. Unde să mai ajung? La, e... canal, la noi în sat, să știi. La noi Bielule, în sat. Bielule, lași tu mutață-mă, Bielule. Și eu. Ce sunet e? Ce sunet faci tu? Stai ce fac, sunet. Cine ți-a dat, măi? De unde ai luat tu curent? Dar nu-i de la dumneavoastră curent. Nu-i de la dumneavoastră curent. Ce nevestică ți-ai găsit? Ce versuri? De unde sunt versurile astea? Așa le-au scris. Și se cărimează. Ce regizor ești tu? Ce vii cu goarna asta aici? Ești la... Dar filmați și voi în altă parte. Am crezut că vă bucurați că noi suntem fanii dumneavoastră și... Ce să facem? Avea impresie. Frumos cânt, te auzi. Ia cântă-mă un cântec la aici. Dă-mă microfonul. Da. Cântă cu aia. Ia, zi. Cântă. Nu playback, cântă live. Acum, nu te închina, că-ți dau cu busuioc la cap. Deci, și cu busuioc am venit și cu... Cântă! Cântă doină, hai! Iar, spuneți-ne, spuneți-ne dumneavoastră! Cântă o doină! Nu mai pot să mai... Cântă, dar ce mă, toți ăia cântă de la Edno? Chiar mi-ați luat vocea, mi-ați luat graie, nu... Ce-am făcut? Mă, pleacă de aici, că ți-ți dau un ala vechi de-ți cântă popa, nu e ca la noi, ce vrei să-l clip faci tu, mă, în halul ăsta? Dar cum, ce? De unde să avem bani? Se montează. În fața, că noi facem în casa personalităților, la domnul Dolănescu. La Dolănescu, du-te, fă-i la Dolănescu, fă-i la el acolo. Am făcut la doamna Maria Ciobanu. Am fost și la cimitir. Am fost și la doamna Maria Ciobanu. Domne, mâncați-o pe lăsia normal. Și ce faci? Și nimeni nu s-a supărat, nimeni nu s-a supărat cum vă supărați dumneavoastră. Uite, bă, băiatule, la tine acolo, în Dâmbovița. Păi da, noi facem videoclipul la dumneavoastră. Și unde-l faci? Și cine ți-l produce videoclipul ăsta? Avem noi acolo, mai... Plătim. Nu trebuie să vorbiți cu omul ăsta. Te pleznezi de unde vezi. Nu să mă plezniți. Bine. Fii foarte atent. Plezniți-mă. Hai. Hai, vorbim. Două minute, atâta. Nu vă supărăm. Se filmează. Nu mai. Plezniți-mă să vedem. Așa se procedează. Așa, da. Bă, ce cântăreață te faci tu? Ești cât Casa Repulție, faci tu cântăreață. Ce, dacă, da. Am și eu, bă. Da, e frumos să vorbiți cu o doamnă așa? Bă, ta jingle. Nu, de ce? Lasă. Păi, dacă deci. Dacă din fața porții mele. Păi, e bine. Așa sunt eu, cât Casa. Trăiesc bine, domnul Muțu, trăiesc bine. Dacă, am să fac, eu am... Vedeți, m-ați impresionat chiar până aici. Nu mai plânge, Meri, nu mai plânge. Nu mai plânge Meri. Da, m-ai adus la Craiova, Mielule, la Mățu Stoian, ziceai că e un Meri, cântare. Meri, nu! Tu le-ai să nu-i... Amabilitate de la dumneavoastră. Ce amabilitate? Doamne, uite, mi se face rău. Lasă, numai, că nu ești doctoriță, ești șmec. Toată agitația o face pe artista în devenire să leșine chiar pe platourile de filmare improvizate, dar asta nu-l impresionează câtuși de puțin pe Petrică, hotărât să-i urce în salvare pe toți cei care l-au supărat. Chema salvarea! O fi și îndrobodit așa? Chema salvarea!
chemat, mai trebuie niciună vramă, nu mai trebuie. Uite, la regizare, sună undeva dacă ai venit. O să sun, de ce mă împingi? Piciorul. Oh, ridică-mi, mamienule, regizore. Gata, hai. Da. O apă nu-i dă, bă, o apă, uite-te să știu o mie. Ieși! Mă aveți pe conștiință! Uite! Mă aveți pe conștiință, lasă! Băiatule, dacă femeia ăsta e rău, tu pui banda să cânte! Cine ți-l cere, Gizor? Nu, mai m-a adus ăsta aici, m-a adus, domnule, bărbatul ăsta al meu care mă bate și-a gata, m-a adus aici! Mai trebuie mie, mă! Mai trebuie mie! Băi, panarame sunteți, mă! Mai mă face și panarame! Adică n-ați auzit în Dâmbovița de Merry Christmas? Oh! Adică Crăciun fericit, înseamnă că da, așa când mai ai discernământ. Că e Maria lui Crăciun de aia, e că da, Crăciunul da. Cheamă pe... Sunt fată de popă. Ești. Da, vede, sigur că da. Da. Vede că da. Păi nu vezi că sunt, că mănânc bine. Da. Ia, dragă, apă, că e de la Don Stoian. Știi cum e de la omul dracu, e și rie. Cine știe ce ne-a pus în apă? Ne-a spus ceva domnul... Ne-a spus să vă duci, mă, că acolo de sau cui, că îți dau cu ea în cap. Bea, bea, bea. Mă, Dolenescu era mai de treabă. Era. De ce nu te duci la el? Pledul nostru... Bă, dracu, tu vii să-mi faci mie legile acasă. Pledul... Mai vreau, fii mai civilizat. Și ce da? O să vedem unde te-am. Nu, nu, eu nu, eu ies pe domnul Petrică, pentru că mi-e drag. La mulți ani, Petrică Mâțu Stoian, un om care a făcut și facultatea de drept. Hai, uite aici. La mulți ani, la mulți ani. Înainte să stea inima. Să știi că domnul Enceanu ne-a fost complice. Hai de ca... Ți-l pun în capă. Bă, de azi dimineață mă tot poartă, ba la prefect, ba la primar, hai la director. Ești prietenul meu. Așa că la mulți ani pentru Petrică Mâțu Stoian. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Băi, vă rog să mă iertați. Bă, costă un CD, mă. Bă, costă un CD, bă. Dar hai, mă, dacă tot a venit domnul Petrică, hai, mă, să facem videoclip, mă. În fața casei lui Petrică, tragem videoclip, dubla. Nu, așa. În 3, domnul Mâțu, în 3. Așa, da, așa. În 3. Hai. Haide. Mâna spre casă, bine. Stop. Falsează, domnul Mâțu. Ce s-a întâmplat, domnul regizor? Păluțu, falsez. Nu, da. E mai la început, e mai la debut. Nu e obișnuit cu playback-ul. De ziua lui, sărbătoritul a primit nervi cu carul și o tensiune criminală. O farsă întotdeauna se lasă și cu un luat de tensiune. I-a crescut tensiunea? Da, a avut 16-10. Oh! Tensiunea și e foarte periculos. Poate să facă un accident vascular cerebral. Deci pe bune i-a crescut tensiunea? Pe bune, pe cuvântul meu. Dar Cătăline, îți promit că ți-o fac. Abia aștept. O farsă marți ca Happy Hour de aici, din fața casei lui Petrică Mâțu Stoian. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Ia-ți cu, mai cânt un an mai. La mulți doi ani, măi, că doar în căsuța lui eu m-am supus dorul lui, măi, că doar în căsuța lui, băi, eu m-am supus dorul lui, măi. Băi, aci în casă, la Petrică e pustiu, dar nu-i nimica. Băi, că femeia l-a lăsat, că eu sunt mult mai bărbat, măi.